Dragilor, astăzi alături de noi la Cărți Deschise pentru Minți Deschise este Rareș Bișac, fondator Romanian Space Initiative, pe scurtat ROSPIN, și vom vorbi despre, sau pe marginea cărții, un palid punct albastru, viziunea asupra viitorului omenirii în spațiu, de Carl Sagan, o carte publicată în colecția de știință, colecția Matesis a editurii Herald, pentru că, iată, această campanie am dedicat-o personalității unice, am putea spune, a lui Carl Sagan și operei sale. Rareș, în primul rând, cât de mult te-a impresionat Carl Sagan ca popularizator al științei și, iată, prin intermediul cărților sale, și cum îl descoperă pe Carl Sagan tinerii din ziua de azi? Și mă refer mai ales la tinerii care sunt pasionați de tehnologie și de știință. Întrebare foarte bună. Carl Sagan e o persoană foarte, a fost foarte activ în partea de popularizare a științei, mai specific în popularizarea explorării spațiale. Un om cu o energie extraordinară, care este greu de copiat, și nu știu câte persoane au mai existat cu un speech atât de bun și în același timp simplu. Pentru că discutăm despre o operă pentru mase, nu pentru specialiști. Și un lucru foarte, foarte important acest lucru. Foarte multă energie, foarte multă inspirație. Eu am interacționat în prima instanță cu serialul său Cosmos, care pe mine m-a făcut să mă gândesc dintr-o altă perspectivă la tot ceea ce trăiesc. Într-adevăr, am interacționat cu Cosmos undeva spre finalul liceului, începutul facultății. Și m-am gândit că, wow, și totuși se relatează aceste lucruri cu mulți ani înainte de momentul în care citesc eu, dar cu o claritate și cu o viziune extraordinară, căci multe din lucrurile menționate în operele sale deja se întâmplă în industria spațială. Carisma lui Carl Sagan ca popularizator al științei se explică nu doar prin volumul mare al cunoștințelor sale, ci și prin optimismul care se degajă din cărțile lui, optimismul de care dă dovadă și prin fascinația pe care o simte în fața Universului. Și aș vrea să comentăm un foarte, foarte scurt citat din cartea despre care vorbim astăzi, Un palid punct albastru, spune Carl Sagan. Priviți din nou acel punct. Acolo ne aflăm noi. Este casa noastră. Suntem noi. Pe aceasta și-au trăit și își trăiesc viața toți cei pe care îi iubești, toți cei pe care îi știi, toți cei despre care ai auzit și, până la urmă, toate ființele umane care au existat vreodată. Acolo se află totalitatea bucuriilor și suferințelor noastre. Mii de religii, ideologii și doctrine economice încrezătoare, fiecare vânător și culegător, fiecare erou, fiecare creator și distrugător de civilizații. Într-adevăr, un citat foarte, foarte profund, care ne face să ne gândim la multe lucruri. Cât suntem de mici în toată măreția Universului, suntem o mică grăunță de nisip într-un deșert imens, care crește cu timpul. Chiar dacă de multe ori ne credem, nu știu cum să spun, stăpânii lumii și ne credem invincibili, suntem de fapt atât de mici, atât în spațiu, dar dacă luăm în considerare și timpul, căci existența noastră în raport cu existența umanității sau chiar a Universului este infimă. Efemeră. Efemeră, exact. Poate dintr-un punct de vedere ar trebui să ieșim cu partea de prezent, cu a trăi clipa, a fi cât se poate de autentic în activitatea pe care o ai, în relațiile pe care le ai cu semenii tăi, atât cu cei apropiați, poate chiar și cu cei pe care îi întâlnești pentru prima dată. E un manifest și un punct de vedere foarte, foarte bun la tot ceea ce înseamnă umanitate și mai ales un citat care ar trebui să fie pe buzele tuturor,
poate chiar în acest an, în această perioadă a umanității noastre, când suntem distrași de atâtea lucruri, am putea spune chiar superficiale. Și când până la urmă trebuie, vrem, nu vrem, să facem față, iată, unor crize, peste crize care se suprapun și ai senzația câteodată că ceea ce se întâmplă, cel puțin de 2 ani încoace, este fără precedent în istoria umanității, chiar dacă au existat de-a lungul istoriei omenirii multe atrocități, multe războaie. Iată, cum spune și Carl Sagan, și pământul, casa noastră. Și asta mă face cumva, pentru că zilele trecute am postat un filmuleț cu recitarea dintr-un palid punct albastru și mă gândeam la fotografia aceea, da? Sonda când a rămas fără combustibil și a fost întoarsă către pământ și s-a făcut acea fotografie care a devenit într-adevăr celebră, neavând, să spunem, un caracter neapărat științific acea poză. Dar poate că acea fotografie, iată, privită din spațiu, ne face să ne gândim, exact cum ai spus tu, totuși cât de mici suntem la scara universului, a cosmosului, și până la urmă totuși omul, din păcate, își păstrează așa un soi de aroganță. Da. Într-adevăr, ne considerăm de multe ori stăpânii în primă instanță ai acestei planete și de multe ori o dăm într-o manieră destructivă. Vezi și tu atâta poluare în ziua de astăzi, defrișări, mii de alte specii până la urmă care sunt lângă noi pe planetă dispar în fiecare an și uităm. Până la urmă suntem și noi o ființă exact ca toate celelalte, într-adevăr, mai special poate din anumite puncte de vedere, căci avem niște capacități pe care nu le-am descoperit la alte ființe și un lucru care ne caracterizează e partea de imaginație și de dorință de explorare, pentru că se pune foarte mult accent și Carl Sagan subliniază foarte, foarte bine acest caracter de explorator al rasei umane. În prima instanță, ok, către pământuri pe care noi le-am crezut noi, căci vorbim poate de continentul american, dar mai departe visăm către a coloniza Luna, Marte, alte sisteme și așa mai departe. Mereu suntem ca omenire cu gândul spre a cuceri noi teritorii, să ne dezvoltăm. Și dacă este făcut într-o manieră asumată și luând în considerare mai multe puncte de vedere, într-adevăr e ceva fantastic. Pentru că tu ai citit cartea Un palid punct albastru, ce anume ți-a plăcut? Sau care a fost, să spunem, mesajul lui Carl Sagan din această carte care te-a impresionat, făcând așa o sinteză cumva a celor discutate până acum? Și de ce ai recomandat, să spunem, această carte, uite, prietenilor, colegilor tăi, celor din generație cu tine, din comunitatea ta? Această carte oferă, în primul rând, un punct de vedere dual. În prima instanță, un pic pesimist, poate mergând spre o parte optimistă, nu vorbim. Și de multe ori în cartea sa, Carl Sagan se contrazice cu lucruri, pentru că, până la urmă, este natura noastră umană. Sunt diferite puncte de vedere care sunt abordate, dar de principiu eu cu ce am ieșit din această carte, cu o foarte, foarte mare doză de inspirație, pentru că un om care și-a dedicat viața acestei misiuni de a populariza și a explica pe înțelesul tuturor lucruri care nu sunt foarte simple de înțeles, dacă stăm să ne gândim odată, și în același timp toată direcția aceasta de dezvoltare a umanității noastre cu mult, mult înainte ca tehnologia să ne permită aceste lucruri, pe mine m-a făcut să mă gândesc și să
iau decizia să mă duc în această direcție de spațiu, căci am activat ca angajat în acest domeniu, iar acum am fondat un ONG pe partea de educație spațială, proiecte spațiale pentru tinerii din România. Asupra mea a avut un impact foarte mare și Carl Sagan ca și personalitate pot spune că este unul dintre mentorii sau una dintre principalele mele surse de inspirație. Celorlalți le recomand să citească această carte, deoarece este relatată într-un mod foarte ușor de înțeles. Nu vă așteptați la o carte foarte, foarte greoaie, are foarte multe metafore care sunt folosite acolo și este relatat simplu, nu chiar deloc complicat, și este o lectură foarte plăcută, care sper să vă inspire și poate chiar să învățați anumite lucruri noi despre acestea. Deci din partea mea, un foarte mare approval pentru această carte și în general pentru opera lui Carl Sagan. Cred că în asta constă cumva și unicitatea lui Carl Sagan. În faptul că el povestește, nici măcar nu explică, povestește știința pe înțelesul tuturor. Și regăsim în toate cărțile sale, începând de la Cosmos, continuând cu Miliarde și miliarde, apoi cu Lumea și demoniei și Un palid punct albastru și multe alte cărți ale lui Carl Sagan, găsim același filon, am putea spune, liric, poetic, faptul că știința devine așa un soi de poezie, devine un soi de poveste. Și cred că ăsta este marele avantaj în atragerea tinerilor, caracterul său și talentul său de povestitor. Foarte pe scurt, aș vrea să ne spui cu ce te ocupi tu, de exemplu, la Romanian Space Initiative. Ok. În primul rând, Romanian Space Initiative este un ONG ce a luat viață acum aproximativ 3 ani de zile, pe când încă eram student, din dorința mea și a mai multor studenți de a avea activități spațiale. În prima instanță am pornit cu un proiect de satelit de mici dimensiuni, după care am mers către direcția de programe educaționale pentru cei ca noi, pentru studenți, pentru tineri profesioniști. Chiar zilele acestea se desfășoară prima ediție, programul pilot pentru liceni. Și în același timp, o mare dorința noastră și poate misiunea noastră este să creăm o comunitate de oameni cu aceste aspirații către spațiu, care să conlucreze împreună, să se dezvolte și să facă posibile chiar lucrurile pe care Carl Sagan le menționa în opera sa. Am pornit ca și fondator în prima instanță și cu atribuții de inginer, însă astăzi mă ocup de viziunea organizației, managementul acesteia, părți de comunicare, părți de comunitate, concepție de proiecte noi, cumva tot ce este nevoie. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Rareș Bișac, fondator Romanian Space Initiative, prescurtat ROSPIN, și am vorbit pe marginea cărții Un palid punct albastru, viziune asupra viitorului omenirii în spațiu, de Carl Sagan, o carte publicată în colecția de știință Matesis a editurii Herat. Ei, mulțumim foarte mult lui Rareș Bișac, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!